Ceva băieți și bine ați venit la un nou clip pe canal. Astăzi vom învăța o nouă schemă în joc, cel mai bun dribbling de 4 stele. De asemenea, vom anunța și câștigătorul concursului din episodul trecut. Nu uita de campania celor de la Laze Max, unde poți câștiga un joc de la EA Sports pe oră, zilnic consolă Sony PlayStation 4 și săptămânal un laptop de gaming. Tot ce trebuie să faci este să trimiți codul de pe punga Laze Max la linkul din descriere și o să intri automat în tombola. Dacă nu știați, campania s-a prelungit până pe 14 ianuarie și haideți să vedem câștigătorul din episodul trecut. Felicitări, Răzvan Panaet, o să te contactez eu pe privat pentru mai multe detalii. Să trecem acum la tutorialul de astăzi. Este o schemă de 4 stele în FIFA 18. Se cheamă Berba Spin. Este în joc de câțiva ani, dar în fiecare an, băieți, această schemă a fost una dintre cele mai eficiente. Haideți să vedem cum se execută un Berba Spin. Tot ce trebuie să faci este să muți analogul dreapta în fața jucătorului și după aceea către stânga sa sau către dreapta sa. Depinde unde vrei să faci ieșirea cu schema. Foarte, foarte simplu de făcut. Una dintre cele mai simple scheme de făcut pentru că nu necesită o combinație. Nu trebuie să mai miști în vreun fel analogul stânga, nu trebuie să mai apeși alte butoane. Tot ce trebuie să faci este să joci cu analogul dreapta, să-l miști în fața jucătorului tău și după aceea în dreapta sau în stânga sa. Depinde unde vrei să ieși cu schema. Este foarte bună pentru că atunci când faci întoarcerea, jucătorul tău și protejează mingea. O poți folosi în fața careului advers și mingea o să fie așezată perfect pentru un șut, de obicei finesse shots. Poți să o faci și pe lateral și mingea o să fie așezată foarte bine pentru o centrare. Acestea sunt zonele unde recomand să folosiți această schemă. În ultimii 30 de metri e cel mai bine. Nu vreți să riscați să o folosiți înainte și să pierdeți mingea. Bineînțeles, avem un concurs și la acest episod poți câștiga un box cu chipsuri Laze Max. Tot ce trebuie să faci este să marchezi un gol din această schemă pe care ai învățat-o în acest tutorial. După aceea pui clipul pe YouTube sau pe Facebook și îmi dai mie linkul la postarea de pe Facebook pe care o să o găsești în descrierea clipului. Multă baftă tuturor! Concursul se încheie joia viitoare, așa că grăbiți-vă! Duceți-vă acum, marcați cât mai multe goluri din această schemă și trimiteți-mi-le la linkul din descriere. Mersi că te-ai uitat, ne vedem data viitoare. Pa, pa!